de ce cred în lucrarea și persoana Duhului Sfânt. De-a lungul istoriei au fost formulate diverse perspective asupra Duhului Sfânt. Una dintre acestea a fost că Duhul Sfânt este doar o forță impersonală, da? nu este o persoană. O persoană este definită ca fiind cineva care are intelect, sentimente și voință. Iar despre Duhul Sfânt se spun tocmai aceste lucruri. Dar Duhul Sfânt nu este o putere impersonală. El nu este un lucru care poate fi dat oricui, ci o persoană dumnezeiască. O persoană cu personalitate proprie, cu intelect, deoarece cunoaște nevoile ucenicilor, cu sentimente, deoarece se identifică cu ei în toate necazurile lor și cu voință. Deoarece este hotărât să le aducă mângâiere în împlinirea marii trimiteri făcută de Domnul Isus. De asemenea, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu Tatăl, nu este Dumnezeu Fiul, ci Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeire. Este o persoană distinctă care întrunește atributele pe care le-am amintit mai devreme. Duhul Sfânt are însușiri divine. Este egal cu Dumnezeu Tatăl și este egal cu Dumnezeu Fiul. Duhul Sfânt a fost activ în lucrarea de creație, dar el a însuflat scripturile. Iar Duhul Sfânt este cel prin care se realizează. Nașterea din nou. Învățăturile despre Duhul Sfânt ca persoană și Duhul Sfânt ca Dumnezeu sunt de asemenea învățături practice. Pentru că prin lucrarea acestei persoane divine, Evanghelia Mântuirii prin credința în Isus Hristos devine clară pentru noi și ne transformă viețile. Cel mai bun răspuns îl găsim în Ioan, în capitolul 16, de -a un text în care Hristos însuși vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, astfel. Lucrarea Duhului Sfânt constă, în primul rând, în glorificarea lui Hristos. Într-adevăr, când sunt înțelese corect toate celelalte lucruri care pot fi atribuite Duhului Sfânt, atunci putem înțelege cum toate acestea sunt incluse în cadrul acestui scop principal. De vreme ce ni se spune că Duhul Sfânt nu va vorbi despre Sine, ci despre Isus, atunci putem concluziona că orice accent pus pe lucrarea Duhului Sfânt, care ne distrage atenția de la persoana și lucrarea lui Iisus Hristos, nu este lucrarea Duhului Sfânt. De fapt, este lucrarea unui alt Duh, Duhul Anticristului, a cărui lucrare constă în minimalizare importanței acordate persoanei lui Iisus Hristos. Oricât de important este Duhul Sfânt, el nu va încerca niciodată să ocupe locul lui Hristos în gândirea noastră. De aceea cred, ceea ce cred.